Momentele în care se cântă ceva, cred că este cel mai greu să vorbești după, pentru că melodia, cântarea bate cuvântul. De asta forma supremă de fericire și de exprimare a simțămintelor va fi cântarea mielului, nu predica mielului. Da. Cântarea mielului este exprimarea absolută a bucuriei și a fericirii. Și de aceea cântecul are, are ceva în plus. Dar... Sper că, având ajutorul lui Dumnezeu, să pot să ating inimile dumneavoastră. De fapt, cuvântul să atingă inimile noastre, pentru că asta este cel mai important. Ceea ce spun eu este mai puțin important și ceea ce ne spune Dumnezeu este cel mai important. În timp ce cânta Saminu, așa să nu te botezi, cred că mulți dintre noi uh, l-am invidiat așa puțin și am fi zis, Ai, ce mi-aș fi dorit nu? să cânt și eu ca el, nu? Câți dintre voi n-ați avut gândul ăsta, nu? Hai să vedem, fi sincer, da? Uh, da, cu toții ne dorim anumite lucruri în viață, mai ales când cineva reușește într-un anumit domeniu, vrem să fim ca. Și nu este rău. Numai că dorința asta a noastră de, rămâne undeva doar la nivel romantic. Mi-aș dori să cânt ca, mi-aș dori să am mai mulți bani, mi-aș dori să uh, fac anumite lucruri într-un anumit fel mai bine. Și până aici este ok. Așa este și cu mântuirea. Mi-aș dori să fiu mântuit, nu? Cine nu-și dorește să fie mântuit? Este cineva care nu-și dorește să fie mântuit? Cam toți ne dorim, nu? Sunt unii care zic așa, eu nu vreau, lasă-mă în pace cu mântuirea cu astea, eu nu vreau să fiu mântuit. Sunt și oameni care zic așa. Și pe ăștia i-am pus într-o anumită categorie și îi considerăm pierdoți. Însă, dintre cei care suntem aici, toți vrem ca să fim mântuiți. Însă, în ceea ce privește pe cei care pretind mântuirea sau doresc mântuirea, sunt mai multe categorii. Unii foarte entuziasmați și se opresc la entuziasm. Pentru ei mântuirea înseamnă doar bucurie, doar speranță, fără alte complicații o categorie. O altă categorie este acea a încruntaților. Își doresc mântuirea și pentru ei mântuirea înseamnă numai suferință, numai necaz, numai probleme, numai sacrificii. N-ai voie să fii fericit. Dacă ai prins pe drumul ăsta al mântuirii, trebuie să fii tot timpul încruntat și serios și numai sacrificii. Și asta e păcat, asta e păcat, asta e păcat, asta n-ai voie, asta n-ai voie. O altă categorie, da. Și o altă categorie este cea a oamenilor echilibrați, ca să zic așa, care înțeleg că mântuirea înseamnă atât bucurie, că este vestea bună. Deci vestea, Evanghelia, definiția este vestea bună, da? A mântuirii, că Iisus Hristos a murit pentru noi, a înviat și ne-a dat speranța vieții veșnice. Asta este vestea bună. Prin definiție, mântuirea este o veste bună, Evanghelia este o veste bună. Dar, este însoțită și de anumite sacrificii pe care le, le, numesc eu prețul mântuirii. De ce spun lucrul acesta? Pentru că eu compar pe oamenii Scripturii care au primit Evanghelia și care au înțeles într-un anumit fel și mă uit la noi, la mine, care citesc, am primit Evanghelia și poate că o înțeleg puțin diferit. Și aș vrea să luăm așa o listă pe care o găsim în Sfânta Scriptură, în Evrei, capitolul 11, de oameni lui Dumnezeu care au înțeles mântuirea, au primit Evanghelia și parcă nu prea se suprapune cu ceea ce trăim noi în viețile noastre. Ca valori, ca prețuire a mântuirii, ca spirit de sacrificiu, noi am rămas undeva în zona aia romantică sau legalistă. Însă nu reușim să venim aproape deloc în zona aceasta de echilibru. Și dacă e să ne gândim la acești oameni, toți au fost mânați de credință, așa cum spune și noi că am fost mânați de credință, însă rezultatele sunt oarecum diferite. Dacă vorbim despre Abel, da? câți dintre noi am mai fi dispus să ne dăm viața pentru, pentru Dumnezeu? Nu? cam puțini. Suntem într o epocă a oportunismului în care lucrurile se duc foarte ușor dintr o parte într alta. Unde este interesul meu, acolo sunt și eu. Eu nu spun că n-ar trebui să avem interese în viața aceasta, trebuie să le avem, dar până unde putem merge în zona aceasta a intereselor? Putem să mergem să compromitem evanghelia și să o decupăm într-o așa măsură încât ea să semene cu altceva, să o modificăm genetic. Chiar am avut un articol scris, Evanghelia modificată genetic. Da, este multă Evanghelie modificată genetic astăzi și promite multe, multe. Însă câți dintre noi suntem dispuși să facem acele sacrificii până la moarte? Abel spune cuvântul că vorbește încă, măcar că este mort. De ce? Pentru că a fost dispus chiar să-și dea viața pentru Dumnezeu și pentru ceea ce a crezut. Dacă e să vorbim de Enoch, Enoch a fost omul care nu a dat presiunii din exterior. Aici este destul de greu. Când majoritatea zice ceva și aici ne tembelizează media la greu. Dom'le, pentru că a zis nu știu cine, nu știu ce, toată lumea cu creierele aliniate, gata, suntem acolo, ca morcovii pe strat. Da? Pentru că a zis nu știu cine, nu știu ce, noi nu mai gândim. Nu ne mai afirmăm valorile, pentru că a zis cu tare nu știu ce. Este total greșit și Dumnezeu nu vrea să aibă niște yes man, din ăștia, aliniați care zic da să trăiți la toate, la toate, lucrurile care se spun în stânga și în dreapta. E, nu a fost genul de om care n-au avut ca argument, păi dacă toată lumea face, de ce să nu fac și eu? Nu? Dacă toată lumea zice așa, de ce să nu zic și eu? El a gândit puțin invers și a zis: Dacă toată lumea zice așa, eu zic cum zice Dumnezeu. Și fac cum zice Dumnezeu. Și dacă vă uitați la oamenii lui Dumnezeu, toți au avut caracteristica aceasta, nu de a fi niște ciudați, au fost considerați ciudați. Dar au avut puterea de a fi altfel, așa cum spune Dumnezeu, când aproape toți ziceau altfel. Și Enoch, într-o societate stricată, într-o societate coruptă, a avut puterea să trăiască sfânt și curat. Și viața lui Enoch demonstrează clar că noi nu trebuie să fim niște ciudați din ăștia care se izolează de lume. Avea și momentele lui de solitudine, când mergea, se ruga, își reîncărca bateriile spirituale, cum avem noi în limbajul de lemn niște expresii, da? dar era foarte prezent în societate. Mai spune Scriptura că a născut fi și fiice, cu alte cuvinte, mai sunt și mesaje din astea, domnule, mai facem copii că vine Domnul. Prosti! Nu există așa ceva. Trebuie să fii ancorat în realitate, să fii acolo. Și Enoch a fost acolo. A născut fi și fiice, a făcut o familie de oameni care să-L iubească pe Dumnezeu și a rămas curat, într-o societate care îl tragea într-o cu totul și cu totul altă direcție. Până când Dumnezeu a zis Enoch, tu nu te mai potrivești în peisajul ăsta. Hai acasă. Și este primul și cred singurul ba, mai este Ilie, da? Care a fost răpit în viață la cer. Ei sunt cei care ne arată o categorie de mântuiți care îl vor întâmpina în viață pe Dumnezeu la venirea Lui. Ceilalți au mai fost, au trecut prin moarte, au fost înviați, mulți dintre ei, după învierea Domnului Hristos, dar ei au fost trăpiți în viață la cer. Enoch este un exemplu de, de felul acesta care spune, despre care spune Scriptura în versetul 5 Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Probabil Dumnezeu i-a vorbit conform celor scrise aici. Enoch îmi ești plăcut, îmi ești drag nu te potrivești în peisajul acesta hai acasă și mulți l-au căutat, uh, să comentează Elena White în Patria și profeția, nu l-au mai găsit, uh, pentru că l-a luat Dumnezeu. Și uh, însă și această răpire a lui este o dovadă că Dumnezeu răsplătește viața celor credincioși uh, și că răul nu va triumfa în cele din urmă. Deci, Enoch a plătit prețul acesta de a trăi într-o societate coruptă după principiile lui Dumnezeu. Nu este ușor. Nu este ușor. Când majoritatea, dacă zic 2, 3, 4, 5, cu cât se mulțesc, cu atât îți este mai greu să zici nu sau să zici altfel. Și asta este o probă pentru noi și va fi din ce în ce mai mare proba aceasta de a fi pe placul lui Dumnezeu atunci când majoritatea aleg să fie altfel. Apoi, dacă e să vorbim de noi, omului Dumnezeu, noi cuantificăm de multe ori că facem bine sau rău anumite lucruri, sau că este bună sau rea o anumită lucrare, după rezultate. Și, în mare parte, este ok. Însă, s-ar putea să faci o lucrare bună și să nu fie deloc apreciată. Și aici criteriul majorității a celor care te urmăresc nu mai este valabil. Noe este un exemplu în sensul acesta. A predicat 100 și ceva de ani și nu s-a pucăit niciunul și a salvat familia lui. Da? Care sunt rezultatele după 100 și ceva de ani de predicare? Cât s-au pucăit? Niciunul. Și aici sunt situații în viață când trebuie să mergi potrivit conștiinței tale. Indiferent dacă oamenii apreciază sau nu ceea ce faci, ei vor aprecia după aia. Hristos spune că așa cum a fost în vremea lui noi, așa va fi și în vremea sfârșitului. Dacă faci ceva bine, potrivit cu conștiința ta și cu ceea ce spune Dumnezeu, chiar dacă toți sunt împotrivă, mergi înainte, pentru că Dumnezeu este cu tine. Și nu aștepta aplauze dacă ești încredințat că ceea ce faci este bine și este potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Noe este un exemplu. Vă dați seama să Lucrezi 100 și ceva de ani și să nu vezi niciun rezultat. Este... Ai nevoie, când se vorbește de răbdarea lui noi, nu? Noi vrem repede rezultate rapide în viața noastră să... Și spunea cineva, dacă vrei rezultate rapide în agricultură, plantează porumb. Dacă vrei rezultate care să țină peste sute de ani, plantează stejari. <laughs> Sau... Bambus. Da, știți că despre bambus se spune că îl plantezi în pământ, vreo 5 ani de zile îi crește rădăcina în pământ, și după aia, în câteva luni de zile, crește câțiva metri tufa de bambus. Dar trebuie să o uzi, să ai grijă de ea, nu vezi niciun rezultat. 5 ani de zile sau câțiva ani de zile, nu vezi nimic acolo. Dar așa este. Mi-aduc aminte că uh, am, am urmărit, așa căzuse o, o ghindă pe acolo, în grădină, aveam o alee unde stăteam la beu și după câțiva ani am văzut că începe să iasă așa un firicel de stejar. Zic, fii atent, dacă nu scoatem pe ăsta, asta pe peste câțiva ani dărâmă tot aici. Acum e plăpând, dar dacă nu-l scoatem de aici, asta dărâmă gard și e, devine un pericol. De ce? Pentru că el crește încet. Însă, el are durează chiar 900 de ani. Dacă mergeți la Mercheaș, aici este un stejar de vreo 900 și ceva de ani. Este protejat de lege. Câțiva oameni trebuie să-l înconjoare. Da? Dacă vrei rezultate rapide, aruncă semințe din astea care răsar rapid, dar și mor rapid. Dacă vrei ca lucrurile din viața ta să dureze, nu poți fără muncă și fără sacrificiu. Și acum se vorbește despre noi și acum se vorbește despre acești oameni ai credinței. De ce? Pentru că au depus niște sacrificii, au făcut ceva într-un mod excepțional. Și n-au trăit doar pentru acele rezultate, ci au trăit pentru că Dumnezeu le-a promis ceva. Prin credință noie, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa, prin ea el a osândit lumea. Foarte interesantă expresia asta. Prin ea el a osândit lumea. Și să știți că așa sunt toți oamenii vizionari din, din uh, zilele noastre. La început, hă, 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 uite ăsta, se apucă să facă el corabie. Bă, dar n-a plouat, mă. Până acum n-a plouat niciodată și nu ploase niciodată. Spune că un abur de la Dumnezeu venea și uda toată verdeața și toate... Până să vină potopul, nu ploase niciodată, n-avea niciun precedent. Noe n-avea niciun argument decât cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu și spune în Geneza, capitolul 7: Că înainte, cu o săptămână, să vină potopul, Dumnezeu i-a zis: Intră în corabie, pentru că peste șapte zile va veni potopul. Imaginați-vă cum a fost inima lui Noe. Pe de o parte a fost bucurie, pe de altă parte a fost o mare întristare, pentru că știa că oamenii ăștia vor muri. Dar a fost singurul care a putut să vadă înaintea celorlalți, prin credință, că ceea ce spune Dumnezeu este cu adevărat așa, așa cum spune Dumnezeu. Înainte cu o săptămână noi a intrat în corabie, Dumnezeu a, intrat, a închis ușa corabiei și s-a întâmplat așa cum a zis noi, pentru că așa a spus Dumnezeu. După o sută și ceva de ani, să-și vadă dorința împlinită. Asta e puterea credinței. Să ai o răbdare din aia, cum se zice, de chinez bătrân. Să, să stai acolo, să aștepți făgăduința lui Dumnezeu, să muncești, să sacrifici, până când ceea ce îți promite Dumnezeu se împlinește în viața ta. Asta face diferența între unii și alții. Răbdarea aceea și munca pe care o depui ca să-ți împlinești visul pe care îl ai în viața aceasta și mântuirea. E nevoie de muncă, e nevoie de răbdare. 100 și ceva de ani. Dar totuși, proporțional, este mult mai puțin decât au trăit alții în viețile lor. Pentru că noi, știți câți ani a trăit noi? Hai să vedem, test de cunoaștere biblică. Câți ani a trăit noi? Cât? 950. 9... Uitați-vă în geneza să vedeți. Deci 950 de ani a trăit Noe. Hai să ne uităm ca să, să elucidăm, nu că vreau să am dreptate, dar să, să o clarificăm, da? Că nu-mi nu place să las lucrurile așa, da? Geneza 9 cu 29. Toate zilele lui Noe au fost de 950 de ani, apoi a murit, Da? Uh, Metu Shalaha a trăit uh, 969 și uh, eu am știut ca dumneavoastră, frate Gigi, azi dimineață mi-am făcut un refresh, deci nu vreau să fiu așa să par uh, Dar chiar azi dimineață am citit pe acolo și uh, <laughs> da, deci 950 de ani. Ei, uh, unde vreau să ajung? Ideea este că proporțional Noe a avut mai puțină răbdare decât Avram în raport cu cât a trăit, da? Pentru că el a trăit 950 de ani și 100 și ceva de ani din viața lui a trebuit să aibă răbdare până când se împlinește făgăduința lui Dumnezeu. Însă, Avram, următorul despre care se vorbește aici în Evrei, a trăit 175 de ani și a trebuit să trăiască până la 100 de ani ca să-și vadă împlinită făgăduința. Asta arată că e mai bine de jumate din, din viața lui acolo. Da? Să trăiești 100 de ani cu speranța aceasta și cu credința că Dumnezeu îți va da un fiu la bătrânețe. Păi, cine să mai aibă credința asta? Mai bine de jumate de viață să treacă. La 100 de ani s-a născut Isaac. Și de aceea, în pasajul din Evrei, dacă observați, se alocă cel mai mult din cantitativ din pasajul acesta, pentru că, într-adevăr, Avram a fost părintele credincioșilor. La 100 de ani, Avram și-a văzut împlinită făgăduința. Câți dintre noi avem răbdare 70-80 de ani ca să se împlinească o promisiune a lui Dumnezeu în viața noastră? spunea, citeam despre cineva că a studiat dreptul și a intrat ca avocat undeva la 70 și ceva de ani. A dat de vreo 13 ori examenul și a 14-a oară a reușit să devină avocat. Uh, și spuneau, spunea el, după ce se luau interviuri, pe păi cum, de, ai mai avut răbdare? Ai început pe la 60 și ceva să uh, faci facultatea, după aia toate studiile, masterile și toate celelalte și să dai examenul de atâtea ori. Am vrut, zice, să demonstrez că se poate. Și la vârste înaintate am vrut să demonstrez că se poate lucrul acesta. Uh, marele istoric Neagu Giuvara, Știți când a început să scrie? După 60 de ani. Bine, că n-a pierdut, n-a frunze la câini până atunci. Nu vă imaginați că a stat numai și-a spart semințe și-a jucat șah în parc și s-a trezit el la 60 de ani că devine mare istoric. Nu, omul a avut studii, a făcut școli, a studiat, dar după 60 de ani s-a apucat să scrie. Și a fost unul dintre cei mai mari și este unul dintre cei mai mari istorici ai noștri, recent a decedat, din câte știu, dar oricum a, a, reprezintă o somitate în domeniul istoriei. Așa că a, exemplele acestea ne arată că dacă avem răbdare în viață și muncim, Dumnezeu ne binecuvântează și a, dacă plătim prețul pentru ceea ce vrem să realizăm, Dumnezeu ne binecuvântează. Deci, pe de-o parte, Avram a a excelat ca om al credinței prin faptul că a sărit în, în gol, Dumnezeu i-a zis și ieși din țara ta, i-a zis tatălui său mai întâi, da, a ajuns până în Haran și de acolo din Haran a continuat drumul mai departe. După aceea spune că el aștepta în țara făgăduinței cetatea pe care o pregătește Dumnezeu, nu vedea nimic. Doar Dumnezeu i-a spus, toată țara pe care tu o străbați va fi a ta. Este extraordinar cum poți să vezi prin ochii Credinței ceva ce nu există și se împlinește, și după mai mult timp vezi că se materializează lucrurile acelea. Este fantastic. Noi am fost creați să, să trăim prin Credință. Prima dată se naște aici, în minte, ceva și în inimă, și după aia, prin muncă, prin perseverență, ajung lucrurile să se materializeze. Uh, Av Avram a, uh, a avut această credință că Dumnezeu îi va da țara Și a străbătut un lung și în lat Și să știți că această credință a lui N-a fost doar în sufletul lui Ci ea a fost simțită de cei din jurul lui În momentul în care Avram a vrut să cumpere un teren de îngropare pentru Sara S-a dus la fiii lui Het și Efron a zis, auzi, hai că-ți dau eu gratis un teren aici și cu peștera și cu tot. Zice, nu, 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 zice, nu Scalic, Eu nu vreau să zici că mai îmbogăți. Nu, eu vreau să plătesc. Ok, bine, hai, dă-mi un preț modic acolo, care merge la orice negustor, 400 de sicli, ce e asta? Și l-a plătit. Și știți ce spun fiii lui Het despre el? Domnule Adoni, domnule, tu ești ca un Domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Este extraordinar. Credința lui Avram nu doar că îl făcea așa deosebit, că este unul care are niște idei să închină la un Dumnezeu ciudat, nu. Credința pe care el o trăia în viața lui impunea respect. Și întrebarea mea este, cât respect impunem noi prin credința pe care o trăim în societatea noastră? Așa învățăm să cântărim credința, știți? Cât, cât respect impunem prin credința pe care o avem în societatea noastră? Avram, în mijlocul unor oameni care, zicem noi, nu credeau în Dumnezeu și erau păgâni, era perceput ca domnitor. Mă, ăsta are o prestanță, nu știu de unde vine, e foarte misterios omul ăsta, dar impune respect. Avram a fost numit părintele credincioșilor pentru că a ieșit din țara aceea în care era Aștepta cetatea și credința aceasta pe care o avea în suflet impunea respect. Apoi a avut credință până când s-a născut Isaac. A avut credință să-l aducă jertfă pe Isaac atunci când Dumnezeu i-a cerut lucrul acesta. Și nu a fost ușor să jertfești ceea ce ți este mai drag. Săptămânile acestea a murit unul dintre hamsterii copiilor și a fost așa o jale în casă Uh, așa de mult sau uh, așa de mult sau uh, turat emoțional, zici că a murit unul dintre noi. Și deși avem trei, că fiecare este cu hamsterul lui, l-am îngropat acolo unde se face nou șantier și acum într-o dimineață când a ieșit uh, acolo, zici, zice, uite că fac acum, pun cu escavatoarele pământ peste mormântul lui Pufișor. Zic, zic, lasă că acolo să înalți un bloc și toată viața o să-ți aduci aminte că blocul ăla ai clădit pe spatele lui <laughs> și, și, vă dați seama că asta a fost o chestie care i-a dat speranță, i-a dat speranță și bucurie. Na, no, trebuie să găsești niște metode să alini suferința. Și am zis, uite, vezi, cât de mult suferim și un copil poate să sufere pentru o vietate, pentru un hamster, și într-adevăr, noi putem să trecem prin mari drame, să pierdem lucruri și să avem, să avem, mari pierderi în viață. Nu este ușor să gestionezi lucrurile astea. Vedeam cu câtă durere îl plâng și îl bocesc și își aduc aminte, poze cu el, pe telefoane, nu o să te uităm niciodată. Și zici că sunt ridicole chestiile astea, dar să știți că și noi, la nivel de oameni maturi, le gestionăm exact la fel. Suferim la fel de mult. Și în momentul în care ai pierderea respectivă, zici, că nu ești în situație, deja mare lucru, a, a, fii credincios, fii tare. Dacă când treci pe acolo, lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Mă gândeam, dacă în locul acelui hamster era unul dintre ei, de copii, nu? Și mi-ar fi zis Dumnezeu, uite, acum vreau să-l iau e cumplit. E cumplit când stai să te gândești cât de grea este pierderea aceasta. Dacă e să ne gândim la anumite daruri pe care le-a dat Dumnezeu în viața aceasta și pe care ni le ia doar temporar. Două luni de zile m-a chinuit-o tuse de, în timp ce tuseam, tușeam, ziceam că îmi rup și inima și rinichii. Deci așa o tuse în asta seacă și simțeam că mi se blochează traheia și nu mai am aer. Și am zis, Doamne, orice, nu mă voce asta ei, că eu fără asta sunt mort. Dacă nu vorbesc, nu, -am, 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 am stare. Orice, orice, dar numai asta, nu. Și Dumnezeu m-a ascultat și mi-a redat glasul. Da. În momentul în care ești pe cale să pierzi ceva, nu este ușor. Și când Dumnezeu ia cerul lui Avram, Adul Jertfă pe fiul tău, pe acela pe care îl iubești, pe Isac. Cred că i s-a rupt inima lui Avram. Dar cu toate astea a mers înainte și a zis, Doamne, dacă asta este voia ta, fie voia ta. Și a mers până în, în punctul în care, efectiv, a fost gata să-l sacrifice pe, pe Isaac. Și ceilalți, Iosif, Moise, da, care putea să fie următorul faraon al Egiptului. A zis, nu, 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 eu nu vreau să fiu următorul faraon al Egiptului, eu vreau să sufăr împreună cu poporul meu și, într-adevăr, a avut ce suferi toată viața ca să-l duc din țara asta într-o țară în care curge lapte și miere, pentru că așa a zis Dumnezeu. Dacă ne uităm la toți oamenii aceștia, toți au sacrificat ceva pentru Dumnezeu, pentru cauza lui și pentru ceea ce le-a promis Dumnezeu. Și de aceea, în versetul 39 și 40, se spune că toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și acum, dacă o să comparăm ceea ce au sacrificat ei pentru Dumnezeu și pentru mântuire, că și ei au crezut că sunt mântuiți prin har, nu? Și Pavel a crezut că este mântuit prin har. Toți au crezut că sunt mântuiți prin har. Și noi credem că suntem mântuiți prin har. Însă rezultatele s-ar putea să nu fie chiar aceleași. Când o să schimbăm așa, dacă o să schimbăm niște vorbe cu Pavel și cu Moise, se te întrebe, dar tu ce ai sacrificat pentru o mântuire? Păi eu am fost numai în vacanțe, n-am o treabă, nu am stresat prea mult, că pe mine mai iubit Dumnezeu și eu să mântuit prin har. <laughs> nu prea se potrivește tabloul acesta cu ceea ce prezint aici. da? Deci, nu vreau să înțelegeți că minimalizez efectul mântuirii în viața noastră, că ne facem niște oameni posaci, așa cum a spus și înkruntați. Nu, Pavel chiar și în temniță, era plin de credință, plin de putere, plin de speranță și majoritatea epistolelor le-a scris din închisoare. Deci asta ne arată că mântuirea produce o schimbare în viața ta, te face un om cât se poate de credincios și de plin de speranță. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să sacrifici nimic, că nu trebuie să lupți pentru cauza lui Dumnezeu și pentru a duce Evanghelia mai departe. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Au luptat în viața asta, au primit o fărâmă din ceea ce le putea oferi Dumnezeu, dar le-a mai rămas acel of, acea dorință în suflet că Dumnezeu trebuie să-i ducă în împărăția Lui ca să le ofere Totul așa cum a promis în cuvântul său. Dragii mei, Evanghelia este minunată dacă o înțelegem așa cum trebuie, și să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să avem acest echilibru. Evanghelia și mântuirea înseamnă bucurie, înseamnă speranță, dar în același timp înseamnă și sacrificiu. Și dacă suntem fericiți atunci când se vorbește de speranță și de bucuria Evangheliei să ne gândim ce suntem dispuși să sacrificăm pentru mântuirea aceasta atât de scumpă și atât de prețioasă. Alții și-au dat viața, au suferit bătăi, au suferit închisoare, au fost jocoriți, au fost ridiculizați. Noi ce vrem să plătim? pentru această mântuire atât de minunată, câștigată prin sângele Lui Iisus Hristos. Rămâne această întrebare pentru fiecare dintre noi. Amin.